Legislația privind permisele de conducere a adus din 19 ianuarie 2013 noi categorii, dar și restricții de vârstă, în special pentru cei care vor să devină motocicliști. Toate aceste ajustări legislative le-au adus multe semne de întrebare celor mai tineri conducători de autovehicule. Nedumerirea este mare când vine vorba despre cei care au obținut deja permisul pentru motociclete și nu au împlinit 24 de ani, cum prevede legea. Dacă au avut permisul de conducere obținut anterior pe legea veche, ca să spun așa, permisul de conducere rămâne valabil. Doar după data de 19 ianuarie s-a modificat modalitatea și limitele de vârstă pentru obținerea permisului de conducere la aceste categorii, care vârsta este unul dintre obligațiile cetățeanului pentru a obține acea categorie. Cei care posedă permis de conducere categoria B se întreabă și ei dacă pot conduce scutere. Cu orice permis, de orice categorie, se poate conduce, nu mă refer la scuter, mă refer la categoria AM, orice cetățean care deține un permis de conducere de orice altă categorie poate conduce vehicule din categoria AM. Și ATV-urile au ridicat semne de întrebare printre șoferi. Dacă îi să ne referim la ATV ca și denumire, acest mijloc de deplasare, acest autovehicul are mai multe încadrări. El poate să fie încadrat de la categoria A1, A2, chiar și B1. Pentru a se putea stabili exact, este nevoie de o încadrare de către Registrul Auto Român făcută și mă refer la capacitatea lui cilindrică, la greutatea pe care o are, la cilindreele, la kilovații pe care îl are acel ATV și în funcție de aceasta, conform legii, este foarte clar stabilit pentru ce categorie trebuie să obțină permis de conducere ca să poată conduce acel tip de ATV.